Casa de Sănătate Olt se pregătește să încheie un nou contract cu furnizorii de servicii medicale și speră să obțină fonduri suplimentare pentru anumite capitole deficitare. Îngrijirile la domiciliu ar necesita mult mai multe fonduri, având în vedere că lista de așteptare este de 200 de persoane. La îngrijirea la domiciliu, situația s-a menținut proastă în decursul anilor, deci avem aceeași situație de 5-6 ani de zile. Listele noastre așteptare sunt destul de mari, adică undeva în jur de 200 de persoane care așteaptă la aceste îngrijiri la domiciliu și sumele care ne stau alocate pe baza unui istoric pe care l-am făcut acum 5-6 ani de zile, sunt absolut insuficiente. Am făcut propuneri în sensul măririi acestor sume pentru eventuala contractare pe care o să o facem în acest an. Și cei care trebuie să își facă o radiografie au de așteptat chiar și 4 luni pentru a beneficia de gratuitate. O să fie foarte greu să onorăm toate serviciile de paraclinic, vorbim aici de servicii de laborator, pentru că recomandările sunt destul de multe, chiar foarte multe în ultima perioadă, în ultimele luni ale anului și în ultimele luni și la paraclinice și la radiologie și imagistică, adică la CT și RMN, ajungând în situații de genul acelora în care listele așteptare să fie de 3 sau de 4 luni pentru cele două domenii. Probleme destul de mari sunt și pentru analizele de laborator. Fondurile pentru aceste servicii gratuite se epuizează în primele câteva zile ale lunii. Fondurile pentru analize de laborator se termină în primele 3-4 zile ale lunii, ceea ce nu este plăcut nici pentru furnizorul de servicii medicale, nici pentru asiguratul care merge să facă analize și află că pe 4 ale lunii nu poate să le mai facă, nici pentru casă, pentru că asigurații în general în momentul în care sunt refuzați de către laboratoare să facă aceste analize medicale gratuite, se vin la casă și trebuie să le explicăm că, din păcate, bugetul alocat județului Olt de către Casa Națională pe aceste servicii medicale este insuficient. Deficit se înregistrează și în bugetul pentru dispozitivele medicale. În acest caz, lista de așteptare este ceva mai scurtă, solicitările fiind rezolvate în cel mult o lună.